Asta e foarte bun, așa. Ăsta, de când se termină muzica, ar trebui sunetul ăsta așa. Generic, da. Să fie. Da, am revenit. Repede de tot, ne ajută foarte mult dacă dați like, comment și subscribe. Exact. Foarte, foarte mult. Pentru că foarte mulți dintre voi nu sunteți abonați și ar trebui. Ne-am propus în ultima perioadă să vă spunem mai des chestia asta, așa că... Printre altele... Considerați-vă... Da. Avertizați. Spuși, nu știu. Cine e românul care a cumpărat cu 36.000 de euro un avion și ce plan are cu el? Aeronava transportată pe străzile din București noaptea. Aeronava este un avion McDonnell Douglas, l-a cumpărat acest domn Gavrilescu, care vrea să-l ia la Clinceni, unde îl va transforma într-o locuință. Unde îl va transforma, nu, dar trebuie să fim serioși când vorbim despre asta. Da, da, așa, deci. Nu știu, se întâmplă foarte multe tâmpenii, de, adică sunt oameni care fac chestii de genul ăsta, care în esență sunt o tâmpenie. Mhm. Da. Chiar sunt o tâmpenie, pur și simplu. Da. Și lumea se ferește în a spune că e o tâmpenie. Pentru că există reverența asta cumva și aprecierea asta omului care și-a îndeplinit visul, știi? Mm-hmm. Și nu prea e de por să-i zici, bă, știi visul ăla al tău din copilărie? E de căcat. E o imbecilitate. Exact. E de căcat. Bă, dar na, nici nu poți să te superi, că până la urmă omul... Bine, singurii care puteau să supere... Aia din trafic. Aia din trafic, dar cândva trebuie să-l iei de acolo, nu? Aia, da. Că și n-ai cum să-l iei altfel. Nu poți să-l iei cu un alt avion să-l duci la Clinceni. Da, așa e. Sau să-l ridici cu multe elicoptere. Da. Cu mai multe, da. Să... Așa. Aia, dar însemna mult mai multă treabă. Avionul a aparținut lui Ovidiu Tender, nu o să intrăm în detalii despre cine e Ovidiu Tender, este un om de afacere extrem de controversat în cel mai bun caz. Da. Așa, nu contează oricum asta, a fost scos la licitație după ce compania de zbor a intrat în insolvență. Compania cui? Nu se știe. Exact. Nu se știe a cui, dacă era lui Tender, a cui era... Poate era, poate nu era. Oricum, în articolul ăsta nu aflăm nici cine-i Costin Gavrilescu. Adică aflăm că îl cheamă Costin Gavrilescu. Oamenii au zis, cine e românul care a cumpărat cu 36.000? Și răspunsul în articolul ăsta e... Nu știm. Nu este Costin Gavrilescu. Atât. Și atât. Deci atât, stai așa. Dă puțin mai jos să vedem și niște imagini. Deci au scos aripile. Am luat eu circularul și în câteva zile am tăiat aripile. Bă, și știi, mai e și treaba asta, frate. Ah, ok. Mai e și treaba asta cumva de alocarea resurselor, știi? Uh-huh. Și a timpului. Uh-huh. Că acum nu vreau să... Na, din nou să mă piși pe visul omului, cum s-ar spune, dar... Bă, dacă trebuie tu personal să te duci și ți-a câteva zile să tai tu cu circulara aripile, poate... Nu-ți permiți tocmai avionul ăla, știi ce zic? Da, adică așa când e. Cumperi un avion, n-ar trebui, indiferent de ce vrei să-l transformi, în locuință, supozitor, ce vrei să faci din el, știi? Da. Nu tai tu cu circulara, adică n-ar trebui tu să tai, să iei tu flexul, să tai exact, cu circulara. Da, da, da. Că nu cred că plăcerea ta era să-i tai aripile cu circulara. Nu știu dacă, asta, dacă visul era atât de în detaliu. Doamne, vreau să-mi cumpăr un avion, să-l fac locuință, să tai aripile cu circulara. Mamă, să vezi să-i mai tai o aripile. Așa. A fost dificil să-l pun pe trailer. Cred să-l pregătim de pus pe trailer. Să-l pun pe trailer, mai ales că nu am mai făcut asta. Da, dar... Foarte mult să-l pun pe trailer în propozițiile alea. Cabina teoretic va rămâne așa, mă gândesc să o fac ori să o păstrez intactă, ori să o transform într-un simulator de zbor. După care o zonă de sufragerie, așa, loc de întâlnire cu toată lumea, eventual cu o masă cu niște scaune. Toți nebunii ăștia care își fac case din chestii dubioase, toți își fac un loc de întâlnire, dacă ai observat. O să locuim în Buturuga asta, eu împreună cu cei 6 copii, și aici va fi locul de întâlnire, știi? Întâlnire cu cine? Un loc de întâlnire. Da, acesta este. Domnul nu o să judec așa după chip. E un om probabil excentric. Nu avem informații despre el, în afară de faptul că este pasionat de aeronave. Bun. Aici îl scoate din... Mamă, îți dai seama să fii în coloana asta de mașini aici la semaforul ăsta? Eu ce asta dansează? S-a plictisit oricum, merge cu viteza Mercurului. Cred că a luat-o pe jos, pe lângă... Să ai și... Cumva da. e cool, cumva. Adică mi se pare că... Îți dai e... seama să trebuia să ai avion la autopen de prins și să-l ratezi pentru că a trebuit să stai la semafor ca să treacă avionul? Un avion? Da. Da.
E cumva mi se pare cool că vezi așa o desfășurare de forțe. Dar a fost cumpărat pe licitație de la ANAF, ok. Da. Bun. Colete online. Super. A, și, a, ok, deci l-au pus să... Ia uite mă, aripa asta să-mi bă bună. Dar acolo se pune abțibildul colete sau se scoate? Se, nu, e, e o prelată. Stai așa că e doar o... E o prelată pe care o pun că ia uite, e legată. A, e posibil cu... asta să fie business omului. Că pare că au pus avionul... Au pus asta pe a, eu am crezut că aia era pe avion, nu mi-am dat seama că e prelată, credeam că e sticker, credeam că era dinainte aia. Adică că era lipit pe avion ca publicitate de la fostul proprietar, dar de fapt nu. E mai ieftin un avion decât un apartament. Bă! Aici depinde și cât bagi în el după. Asta e... bun. Și aici avem această, deci această discuție care mi-a atras atenția. E luată din altă parte, o să vedem și de unde e luată. Hai să-i dăm un play. Dăruț, ești handicapat? Da. Cum să tragi, bă, Dăruț? Da, de ce tragi? Dă flapsuri, dracu! N-are cum. Băi, roțile nu virează! Nu virează, mă, roțile. Fața aia să mai mișcă, dar nu din ăsta. Nu știu de unde, s-a tot din ăsta. Am văzut-o de roți. Aie, nu să mi... Ăsta e pentru gen să zbori, tu că zbori miști roțile. Uite așa de decolezi. Mamă, mamă. Da, una stânga dreapta, e pentru roți. Nu e de roți. Nu e? Bă, da, ăsta e, ăsta e ce simulator din ăla? Nepotism e, asta e, așa se numește. Se numește, se numește e nepotul ăla și fiul ăla altul. Ăștia sunt aici, ia, dă play. Nu, hai, cred că... Ăsta e originalul. Ăsta e originalul, ia, dă play. Tu ești handicapat? Da. Cum să tragi, bă, Dăruț? Dar de ce tragi? Dă flapsuri, dracu! N-are cum. Băi, roțile nu virează! Cum nu virează, mă, roțile? Fața aia să mai mișcă, dar nu din ăsta. Nu știu de unde, s-a tot din ăsta. Am văzut-o de roți. Aie, nu să mi... Ăsta e pentru gen să zbori, tu că zbori miști roțile. Uite așa de colegi. Bă, da, bă, dar stânga dreapta e pentru roți, cred. Nu e adevărat. Nu e? Nu, stânga dreapta e să fac avionul așa. Așa e roțile că virează, că virează roțile. Bă, virează doar roata de mijloc. Da, ăștia de unde erau într-un avion? Bă, eu estimez că sunt aia care erau la bordul avionului, care a fost mișcat ca să-i ducă la trăjit. Să-și facă cabană la munte. Să-și facă vilă cu piscină. Deci eu cred că așa, oricum e un avion care e dus, probabil să fie pus deoparte, știi? Probabil, da. Da, să fie. Iar ăștia, probabil că sunt unii care lucrează la aeroport, adică nu cred că sunt. Dar nu poți să intri așa în avioane, nu... Sunt capitan Ionuț Angel, tocmai am aflat că roțile nu virează. Dar într-adevăr roțile chiar nu virează. Asta e, nu virează. E foarte adevărat. Păi da, că îl mânuiește mașinuța aia mică, da. Doamne. Poți ești handicapat? Da. Cum să tragi, bă, Dăruț? Dar de ce tragi? Dă flapsuri, dracu! N-are cum. Băi, roțile nu virează. Cum nu virează, mă, roți? Fața aia să mai mișcă, dar nu din ăsta. Se mai mișcă fața aia. Zucă de roți. Aie, nu să mi... Ăsta e pentru gen să zbori, tu că zbori miști roțile. Uite așa de decolezi. Bă, da, bă, dar stânga dreapta e pentru roți, cred. Nu e adevărat. Stânga dreapta e pentru roți. Mai departe, dar ar fi tare o discuție de asta să auzi în cabină. Așa, și acum intrăm în subiectul principal al acestei emisiuni. Subiectul care este deepfake-ul. Da. Ia dă-i de la început. Bă, dar ce tinerel e... Da, i-a scos foarte tineri. Dă-i fără sunet. Da. I-a scos foarte tineri pe toți, mai puțin pe Iohannis. Da, Iohannis e rău. Rău. Așa o fi arătând el când era tânăr. Probabil. Dar Simeon... E ca Benjamin Button, o să moară ca la 13 ani. Dar Simeon o să arată moară bine. De tinerețe. Mamă, mamă. Bun. Bă, da. Simeon pare foarte tânăr, da. E, l-a scos bine. E în floarea vârstei, boss. Da, am văzut că multe din fake-uri de-astea sunt pălăutărie. Da. Foarte multe cu lăutar sau cu dansuri populare. Ia dă-i mai departe. Da. Asta e. Avem Șoșoacă, Dragnea, Iohannis. Ăla e Iohannis, nu? Da.
Bă, dar pe Șoșoacă a făcut-o perfect, mă. Păi, da, ieși de acolo, mă, Șoșoacă. Șoșoacă arată ca jumate din femeile care dansează hore la nunți. Deci jumate din femeile care dansează hore la nunți sunt Șoșoacă. Deci, bă, bune, bă, jumate. Se mișcă bine, mă, frate, Șoșoacă, n-ai... Ia uite. Băi, dar e de acolo, mă. Da, e ușoară acolo. Pe picioare, cum se răspune. Da. Deci nu, deci foarte mare atenție că trebuie să și informăm publicul. Da. Nu dați bani la lăutare care corect. Arată ca Iohannis, ca Iohannis, Simion, Ciolacu, deci nu dați. Da. Și aici în clipul ăsta, că i-am dat play fără sunet. On coffee. So Miles was an actor at heart, so one day, just for fun, he shot a YouTube video impersonating Tom Cruise running for president. After the video went viral, Miles received another mind-blowing surprise. A talented visual effects artist named Chris Ume sent him an edited video that featured a deepfake Tom Cruise. Miles was amazed by the technology and decided to team up with Chris to create the Deep Tom Cruise account on TikTok, which exploded in popularity. Their success led Miles and Chris to join forces to start their own company called Metaphysic. Their goal? To bring this incredible deepfake AI technology to the big screen and television. Dar cum e legală chestia? Exact. Eu nu înțeleg cum e legală asta. Exact. Cumva Tom Cruise, adică acolo există cultura promovării brandului personal încât au făcut, au stat niște agenți care au făcut o analiză pe un, într-un Excel și la final le-a dat că câștigă mai mulți bani cu ăsta decât dacă l-ar da judecată. Așa se calculează, adică se calculează, bă, avem expunere datorită lui ăsta practic. E ca și când Tom Cruise ar avea un canal de TikTok, fără exact. Să aibă canal de TikTok, asta face toată munca, cam asta a fost ecuația. Da, exact. E nasoală. Am văzut că și copilul lui Robin Williams vrea să facă ceva de mersuri dintre astea, pentru că a zis la un moment dat că, bă, stăteam pe TikTok și dintr-o dată îl văd pe tata. Viu! Exact. Copilul lui ăsta care fică-sa, e fiică-sa, da. Pe care o cheamă Zelda. Da. Da. Și a zis că stăteam pe TikTok și l-am văzut pe tata viu cum face cumpărături. Și e la sol, îți dai sol. Oricât te-ai bucurat că-l vezi. Nu e, da. Bă, deci ăsta practic n-a reușit ca actor. S-a arătat exact. Ca actor. Exact. S-a arătat ca actor care încerca să-l facă pe Tom Cruise fiind actor. Și a avut nevoie să-i pună cineva fața. Și după aia s-a îmbrăcat într-un costum de Tom Cruise și a ieșit. Da. Practic asta da. S-a întâmplat. Da, da, da. Dă-i mai departe. Exact. Asta nu e din fake, trebuia să fie mai la coadă, dar mă rog, hai să o vedem totuși. Așa. Stai, dă-i stop. Asta e deep fake pe vechi. Da. Deci e deep fake cum se făcea odată, cum făcea bunica. Știi, deep fake cum făcea bunica. Ia să hai să vedem. Deci este ceva, deci bă, e neverosimil să mori, deci da. Este de dai play. Deci e butaforie. Thank you very much. Can you tell us what you're wearing? Lily. Lily Pulitzer. Yeah, Lily. Beautiful. I forget who these. I think these are Oscar earrings. Oscar De Laurentiis. Yeah. Beautiful. How about that headband? That's me. The headband, you made the headband. Yeah. What's your brand name? No, I don't make it. I just get a scarf. Oh, right. Oh, what? Who are you wearing? Păi sunt îmbrăcat într-un costum de om. m-am îmbrăcat în Cindy și mi-am tras este combinația cască de motociclist și piele de om pusă deasupra. Dar cum i-au făcut? Deci îți dai seama ce s-a întâmplat? Știi ce s-a întâmplat aici? Deci care cred eu că e explicația? Explicația e că ea de fapt nu are ochii foarte apropiați, are capul foarte umflat, da, boss. Exact. Deci ochii erau proporționați bine, doar că restul au putut să mărească sau să facă la proporție cu restul capului, dar la ochi n-ai ce să-i faci. Bă, da, uite-te un pic, când râde, nu se întâmplă nimic pe față. Nu, zici că e o păpușă de aia de ventrilog. What's your brand name? No, I don't make it, I just get a scarf and wrap it. Oh, wow, you did that so beautifully, I love it with the outfit. Thank you, sweetheart. How about, can you tell us a little bit about your accessories? Eu mi-imaginez că asta e una de aia care s-a căsătorit cu un bărbat de la cu bani. Asta oricum pare genul de persoană care... N-a mai avut o grijă din 56, boss. Deci ea n-a mai simțit griji din 56. Cred că și-a îngropat bărbatul cu bani
în 63, nu știu, deci am moștenit banii din, deci nu știu, poate, na, cine știe, n-am de unde să știu, poate e vreo antreprenoare, nu știu, poate o fi inventat, nu știu, pulița, rozul, da. Da, nu știu, na, ciudat, e fake pe vechi, dă mai departe. Așa, bun, și aici ne explică un alt băiat. Yeah. This website will generate a video of someone saying what you type. Go to synthesia.io, click create video, type your script, and generate the video. Hi, please follow Tech Balloon on TikTok. It's weird to see at first, but there's so many things you could do with this. And the craziest part is, for a fee, you can make an avatar of yourself with your own voice. This company even created a... E atât de simplu, boss. Asta e. E problema că e foarte simplu. Uite, pot să zic că Messi la mulți ani. E foarte simplu. Asta e, ia uite-l. Și n-ai cum să urmărești pe toată lumea. Da, exact. Care face asta. Exact. N-ai cum. Adică, ia, stai așa, cât are clipul ăsta? Are, ok, are 7200 de like-uri. Da. Deci a ajuns la niște oameni. N-are cum, n-ai cum să urmărești, n-ai cum să urmărești nu, pe nu, toți. Nu, bineînțeles, da, nu ai cum. Ia, și hai să vedem, că acum am văzut niște chestii panoramă de pe la noi. Hai să mai vedem. Din nou aceeași, frații Tunet, ia dai play, să-i ascultăm și pe frații Tunet. Dacă ne luăm copii stai de la lăutari, este chiar mă supăr. Chiar mă supăr. Ia uite. Vagabond. Frumos. I-a făcut un pic de bărbiță. Aici l-a făcut tânăr. Da, da, și cu un pic de bărbiță aici așa jos. Ia, și vreau să văd cine mai e informație. Mă, dar ia uite tatuajele. Ia uite-l. Ia uite-l tată ce-i dă. Ia uite. Și pe asta l-a făcut tânăr. Și, da. Frumos. Ia uite-l ce o bate. Hai să-i dăm mai departe. Acum, astea sunt în mod evident deepfake sau și dacă lumea ar crede că sunt reale, da. N-ar influența cu nimic, că nu e, nu conving pe oameni să le dea bani sau adică nu e vreo țeapă sau ceva, e gen de fan. Și oricum și aia care chiar cred că cântă la țambal și la astea Iohannis și cu aia, că sunt sigur că numărul de oameni care cred că astea sunt adevărate, chiar și astea sigur, cu lăutari, da. Nu e zero. Da. N-are cum să fie zero. Da. Vă reamintim că trăim într-o țară în care oamenii au crezut că Speak e Spike în condițiile în care Bordea era în platou cu el și vorbea cu el despre cum ăla e bavardise nevasta. Da. Deci nu există, sigur se cred. Și s-au întâmplat niște lucruri în timp care s-au lăsat și cu schemuri și cu manevre, păcălit lumea și prostit lumea să bage bani în diverse lucruri. Ia, și n-ai cum să, adică mă rog, nu prea ai cum să dai vina pe oamenii ăia care au fost schemuiți. Stai. Nu complet. Ajungem și la discuție. Ajungem și acolo, da, corect. Dar, bă, sunt și al dracului de bine făcute, boss. Adică cum se copiază tot layout-ul ăla. De ce crede că pentru prima oară în cariera lui de 30 de ani de guvernator BNR, Isărescu, bă, acum se trezește adevărat. Să zică, băgați banii în asta. Ai dreptate, acum. ai dreptate. Sunați acum, da. Acest inel de 36 de carate poate fi al tău. Pentru 150 de lei. Da. Hai să vedem și după aia mai vorbim. Am plăcerea de a vă prezenta o platformă cu sprijinul Băncii Centrale a României pentru cetățenii. Deep fake news? Dacă tu uitați am abuze, vezi că nu sunt, nu rostește acea. Uite-mă și e făcut perfect, mă frate, știrile Pro TV, știrile tot. Nu este nevoie să ai abilități specifice pentru a obține. Este ca și Pro TV-ul. Platforma este automatizată, iar investiția minimă este de 1100 de lei. Ăsta e auto. 1100 de lei. Cea așa mai zice el, deci stop. Asta e un, da, e marca lui de vorbire, așa a zis. 1100, da. Că nu știe banii. Trebuia să zică direct, e de 1100. N-am învățat aiu ca lumea. Băi, de 1100, să mor eu. De play. În țara noastră. O parte din oameni s-au prins, o parte nu? Inițiativa nu este doar o investiție de bani, este o investiție în viitorul României. Întrebarea e de ce permite Facebook, genul ăsta de user, să difuzeze așa ceva? Ci și să faci parte. Și de ce poliția? Bă, e o întrebare și asta. Pentru că, pentru că nu ai cum să automatizezi probabil încă povestea asta și okay, dacă poți să o automatizezi, sunt sigur că România nu e una dintre priorități. Adică cumva trebuie să-i asigure în primul rând că nu cred americanii, că nu știu că Donald Trump s-a înălțat la ceruri, știi ce zic? Adică au, știi, pe lista de priorități, faptul că cineva truchează Mugur Isărescu nu e în prioritățile de automatizare. Sigur, dacă dai report,
se face un review. Da. Și se anulează, dacă e, băi, guvernatorul nu e guvernator. Guvernatorul cred că nu e guvernatorul. Ăsta nu e guvernatorul meu. Ăsta nu e, da, nu e. Ăsta nu e guvernatorul. Așa, o, și la final vreau să tragem concluziile, ca să zic așa, adică n-aș vrea să încep să vorbesc despre... E, dacă și-o merită oamenii care au pățit asta, nu și-o merită și așa mai departe, okay. Ce se poate face? Dar e clar că volumul e foarte mare. O altă chestie pe care n-am găsit-o, care mi s-a părut mie foarte funny, era aia cu Borcea, da, care promitea că dacă investești în nu știu ce căcat, vei face super mult bani și dădea exemplu că el a făcut 1600 de lei în două luni. Da. Și era super happy că i-a ieșit manevra. Combinația asta, da. Așa. I-a ieșit bomba. Hai să vedem cine a mai fost în target. Așa, bun, aici avem... alertă, da. Așa. Îl avem și pe Grindeanu. Care tot așa le spune oamenilor. Așa, și n-avem poza aici, o avem în următoarea. Și Sebastian Burduja a picat. Băi, frate, și, dar uite-te și tu, băi, și iarăși, articol scris că ăla despre avion. Da. Bă, fiți atenți aici, înțeleg că ăla despre avion, chiar miza nu e mare, poți să scrii ce vrei tu oricum, nu contează. Corect. Ce scrii. Până la urmă și-a luat un nebun un avion și o să-și facă casă din el. Ok, sigur, nicio problemă. Excentric, mă rog. Poți să scrii și cu spatele și cu ochii închiși, să te gândești la altceva, îți pui un film în timp ce scrii, chiar nu contează ce atenție dai fenomenului. De asta cumva e destul de important, pentru că principala problemă aici nu este deepfake-ul în sine. Da. Este întreaga cultură de decredibilizare și de prosteală și lipsă de educație și tot. Adică sunt foarte multe lucruri care converg spre gradul de cât de periculos e asta. Adică sunt convins că în țările în care educația e mai bine pusă la punct, sunt convins că există corelare între asta. Dacă la finlandezi i-a răs pe prim-ministru finlandez spunându-le să investească în șprot toți banii, că e bine, o să fie un an bun pentru șprot. Probabil că nu. Mult mai mulți finlandezi zic că du-te mă cu prostia ta, că nu vezi că nu îi se mișcă gura, vorbește ca reptilienii. Deci, pe bune. Aici, asta e problema. Problema este de... cât de vulnerabilă este, cred că, și țara respectivă și tot. Și unul dintre lucrurile pe care trebuie să le facă presa este tocmai să dea cât mai multe informații despre asta. Și când începi să spui imaginile par reale, răspunsul este nu! Imaginile nu par reale! Eu cred că vă uitați cum Shelley le-a dat la Mui original cu o mașină 3D. Și asta e adevărat. Adică asta deja la fețe, ăstea sigur le aruncă și dacă e fake sau nu le verifică. Bă, da, uite, în primul și în primul rând, dincolo de asta, apropo de educare și tot, ar trebui să se înceapă de la ideea că niște demnitari ai statului sau niște oameni, niște funcții, nu îți vor spune niciodată să bagi bani în ceva. Bineînțeles. Și nu doar în cazul de față. Bă, niciodată nu se întâmplă asta. Da. Și mai e încă o chestie. Ar trebui să existe niște canale care sunt controlate prin niște măsuri extrem de dure în cazul în care calcă pe bec. În sensul în care ai dat ca ProTV, ca antenele, ca nu știu ce, ai dat o știre falsă care s-a propagat, bă, amendă 10 milioane, să-mi fac pula. Adică decis care sunt canalele alea oficiale de comunicare, transmis populației, bă, ăstea sunt, pe ăstea le controlăm, pe ăstea le verificăm, pe ăstea nu știu ce. Restul e Panorama Entertainment, boss. Nu vă mai informați din TikTok, nu mai băgați bani, bă, ți-asumi niște măsuri minime de siguranță. Uh-huh. Sigur că vor scăpa niște ultra proști prin găurele, dar ăia o să piardă oricum banii. Exact. O să le cadă din buzunar, o să alunice pe o coajă de banană, o să pățească ce... Bă, ăia oricum sunt greu, sunt ca puii aia de rață care trec peste grătarul ăla, știi? Exact. Bă, unii o să cadă și n-are nimeni ce să facă în privința asta. Deci... Bă, până acum singura măsură care s-a luat e că majoritatea chestiilor care dau export pe AI, când încarci pe TikTok sau poți să spun generated with AI, gen au un cod de culori. Doar că uite-te că l-a futut mai devreme sistemul și a filmat ecranul cu aia. Bă, da! Adică acolo deja nu mai ai ce să mai faci. Exact. Și aici, bă, în primul rând, uite-te în jur. Unde e? Unde s-a filmat asta? Adică,
unde imaginele par reale? Deci s-a dat doar un frame. Atât, da, nu mai e altceva. Da. Nu mai e altceva și... Și asta de ce au dat în articole? De ce au dat doar un frame? De ce nu l-au pus pe tot ca să înțeleagă lumea cum merge? De ce în ideea în care să nu mai creadă alții într-un articol care spune clar că asta e fake, să nu mai creadă alții că e real? Păi, din nou, ajungi la problema lor care, da, dacă ești foarte prost, aluneci printre ochiurile alea, că n-ai cum să-i salvezi pe toți, știi? Da, dar da, poți da. Să faci un efort în sensul ăsta. Oricum și fața e, adică... Da, exact, nu se potrivește. Zici că e bă, Alexandru Gură de Aur, ăla făcut e... E rău, zici că e rachetul ăla care a apărut la un moment dat la... Da. Deci soluția la chestia asta nu va fi niciodată să opre. Aici s-a propus și o lege de iadă mai... A, stai că mai avem una, te credeți să o vedem pe asta. Următoarea trebuie văzută. Asta? Așa, da, da. Deci pentru cine nu știe, în 2020 cineva a suprapus un... a suprapus fața Deliei pe niște filme pentru adulți cu o actriță... Pentru adulți? Pentru adulți, nu o să intru în detalii, dar eu... Să spunem că recunoscuse scenele din prima. Da, mi-a fost și mie trimisă pe WhatsApp. Ia uite ce face Delia. Băi, în culților, aia este Nicolae Niston în scena, nu știu care, filmată în 1900. Deci, amatorilor. Terminați cu prostile. Da. Eu eram revoltat, deci că nu i-au respectat munca lui aia. Că i-au stricat, exact. Femeia muncește și-a acolo. Și-a bătut joc, exact. În industrie din 1900. Și acum Delia ia toate alea. Exact, uite, vezi artistul mic? Vezi ce înseamnă nepotism? Exact. Așa, gata. Da. Și e Delia care... Delia care e șocată. A abordat-o corect ea, adică a pus-o pe Instagram-ul ei, decupat doar fața, adică să se înțeleagă care-i treaba. Da, și a zis că bă... Ia uite, au băgat-o și nor. Jesus. Cred că făcea skydiving. Wow. Da, da. Wow. Da. Ia uite cum îi sare fața. Da, îi sare fața, dar poate nu este o idee foarte bună când comenta asta să facă exclamații gen wow, Jesus, wow. Da, bun. Da. Da, bine, din 2020 stăteam prost la capitolul legi, aparent o să apară. Bă, și nu ai cum să eviți asta. Da. Adică și n-ai cum să oprești și nici nu poți să dai de cineva, adică nu poți să te apuci să cauți pe internet, să găsești pe cine să găsești, pe indianul ăla, pe chinezul ăla care face. Și asta cu, o să vedem după aia ce legi s-au dat în România pentru asta. Ok, legile astea sunt pentru România, dar tu ai certitudinea că le-au fost făcute de români? Da, exact. Pentru că zic eu, ăla cu Borcea sigur nu era făcut de români. Sigur, adică unul care e suficient de abil cât să facă genul ăsta de chestii, știa măcar banii. Ăia nu știau banii, boss. Ăia care au făcut-o pe aia. 100, nu știau banii, adică te uiți câți bani are Borcea, nu știu, zeci de milioane, probabil, sau sute, cât e așa pe net informația. Bă, și te gândești, bă, cât e leu, știi ce zic? Cât e asta? Stai așa, că n-are cum să se bucure la 300, la 300 de dolari, nu știu, la 400 de dolari, știi? Exact. Hai să-i zicem că a făcut mai mult, știi? Iar asta este o altă chestie interesantă, deci știrea este deepfake în Hong Kong, o companie a pierdut 25 de milioane de dolari după ce un angajat a fost păcălit într-o videoconferință cu participanți falși creați de AI, dă mai jos puțin, deci se pare că angajatul a crezut că răspunde unei solicitări a șefului său în timpul unei videoconferințe cu alți angajați, dar compania sa a pierdut 200 de milioane de dolari din Hong Kong, echivalentul a 25 de milioane de dolari americani. Participanții la întâlnirea virtuală fuseseră creați de inteligență artificială, dă mai jos un pic, a fost deepfake și zice, în timpul acestei videoconferințe cu mai multe persoane s-a dovedit că toate persoanele afară de el erau false, dar păreau mai adevărate decât în realitate, a declarat Chang Shung-Ching. Băi frate, stai așa un pic. Cine a solicitat întâlnirea aia? Pe ce fel? Pe ce canale? Deci mie aici mi se pare că s-a făcut o manevră cu banii, s-au pierdut niște bani la oameni și ăștia dau vina pe AI. Și asta mi se pare foarte bună ca scuză. Ce? Unde ai fost? N-am fost eu, a fost AI-ul, dragă. Mi-a furat banii AI-ul. Te-am văzut cu una, nu era meu, era AI-ul. Da, exact. Exact.
Iar ai jucat la aparate. Nu, la AI. Am pierdut la AI. Am crezut că îi dau la Enel. M-a rugat Isărescu să-l împrumut cu 300. Făceau aparatele din fake. M-a rugat Isărescu să-l împrumut cu 1400. Mi-i dă înapoi 24 de sute, că mi-i dublează într-o lună. Știi? Poți să găsești scuza asta. Adică acum există scuza, da, domne, chiar. M-a păcălit AI-ul. Ce, poți să te superi pe mine că sunt prost? Nu, mă discriminezi? Clar. Așa. Doamne, da. Plus că mai e și chestia asta. Până unde ai grijă de proști? Adică la un moment dat. Bineînțeles. Așa, dă mai sus puțin. Așa. Deepfake. Și aici știi că ce-l dă de gol total? Dă mai sus. În timpul acestei videoconferințe cu mai multe persoane s-a dovedit că toate persoanele afară de el erau false, dar păreau mai adevărate decât în realitate. Cum adică? Exact. Păreau mai... Erau mai true? Bă, e mai real decât realul, mă, frate. Erau mai băieți? Ieșeau din ecran, putea să facă așa pe... Poate erau mai adevărate în sensul de adevărat metaforic. Bă. Domnule, e mai adevărat, domnule. Da, mă, ia uite, exact. Domnul Shongxing a fost mult mai adevărat în întâlnirea asta. Da. Mi-a zis, băiatul meu face o treabă extraordinară. Ia pune pe dreapta 25%. Așa, bine, deci eu zic că asta e prosteală. Asta e prosteală la prosteală. Da, da. Deci invocă prosteală ca să fac altă prosteală. Deci cam asta. Asta îmi sună mie. Ia, angajatul, ia de înapoi un pic. Angajatul a fost constrâns să efectueze aproximativ 15 tranzacții pe 15 conturi bancare diferite. De cine? De cine a fost constrâns? Ai? Deci, și oricum, dar nici ăștia, nici la articolul, nici ăștia nu știu despre ce. Ăștia au tradus ceva de undeva. Probabil, da. Care, ăia care au scris articolul inițial nu știau despre ce vorbeau. Ăsta e articol tradus în română de la unii care nu știau despre ce vorbeau. Vreau să văd dacă e potrivit cuiva, dar nu e... Da. E scris de redacția. Bă, nu e voie. Nu este voie. Deci nu este voie. Dă mai departe, gata. 4 media. Așa, gata, și se rezolvă. S-a propus legea deepfake, intră în vot, creatorii riscă închisoarea, cei care distribuie amenzi. 2 ani de zile închisoare... Amenzi între 600 de lei și 90.000 de lei. Nu știu cum e dat intervalul ăsta. Probabil că e în funcție de cât de tare s-a viralizat. Da, deci nu pui zero. Oricum, la o diferență de asta, adică diferența între 600 de lei și 90.000 de lei, e un pic puteai cam să mare. Pui între zero și infinit. Da, exact. Probabil dacă ești un... plebeu care are 7 followeri pe TikTok, da. Îți dai seama că o să ții 600 de lei. Dacă ești Antena 3 care dai imagini din Arma 3 și spui că sunt din războiul din Ucraina, îți iei, bosule. Da, asta e, adică ar trebui cumva la un moment dat, cred, definite niște canale oficiale. Da. Oricum ideea asta că să te informezi de pe TikTok, eu nu halesc, frate. Deci eu nu halesc asta cu să te informezi de pe Facebook, de pe TikTok, de pe căcaturile astea, nu înțeleg. Asta așa e, da. Adică da, mai bine citești presa partizană, cum se spune și cum zic americanii, înțelegând că una e de dreapta, una e de stânga, una e aliniată la niște interese, una la altele, și faci cumva o medie între astea două, decât să consider că TikTok-ul, de exemplu, este o informare obiectivă, fără partipliuri și fără să algoritmul să influențeze într-un fel. Care în primul rând este deținut de guvernul totalitar chinez în pana mea. Dar nu asta e mentalitatea, să știi. Dacă majoritatea e. Sunt ăștia peste 40 de ani care nu mai au încredere în televizor pentru că toate posturile de știri sunt cumpărate. Asta e teoria. Asta e teoria. Și că partea reală e pe TikTok pentru că acolo au... Dar nu există oameni de 40 de ani pe TikTok. Băi. Aici ți-e să te contrazic, că aia sunt pe Facebook. Bro. Aici ți-e să te contrazic, sunt mult mai mulți de vârsta aia pe Facebook. Bine... Evident că unii sunt, dar nu sunt majoritari. Sunt mai mulți decât crezi. Poate, dracu știe. Aia da, da. Așa, și 2 ani de închisoare pentru cine creează. Nu uita de Motănel și Pizoiaș. Ca idee. Că undeva între 18 și... Da. Nu o să rezolve nimic asta. Bineînțeles. Adică pentru cine crede că va rezolva în vreun fel chestia asta...
Nu o să rezolvi nimic. Adică și este apucată din... Oricum, ok, trebuie să existe și un cadru legal care să scoată în afara legii povestea asta, cu siguranță. Dar principalul lucru pe care trebuie mizat este informarea cetățenilor să mai scoată din rotația aia cu viul sub 16 ani, care oricum e făcut atât de prost încât nu înțelege nimeni nimica, să mai scoată din heavy rotation de la radiouri, mai ales dimineața când ducem copiii la școală, mulțumesc. Așa. Da, exact. Și haide să, nu știu, mai spună și legat de chestiile astea. Gen, da, mă, de unde să se informeze lumea, exact, și tot. Exact, să învețe cum să-și selecteze informația, pe bune. Da, pe, adică, nu știu, și poate, nu știu, întărit un pic și televiziunea de stat, poate făcute niște demersuri în sensul ăsta. Da. Și problema e asta, e că problema e sistemică, că dacă oamenii cred de toate și sunt învățați de mii să creadă toate prostiile și să creadă că absolut orice poate fi adevărat, de la yeti, la reptilieni, la pământ plat, la căcaturi de genul ăsta, și că orice e posibil, păi e exact ce aia, deci nu mai știu cine, un de-asta, un propagandist de-asta rus, cred, un maestru în propagandă, nu mai știu cum îl cheamă, a spus, când totul e o minciună, orice e posibil. Da, deci exact asta e. Și cu asta da, o să... Eu stăteam să mă gândesc acum la cum ar putea face televiziunile ca să nu se mai facă deepfake pe chestiile lor. Bă, iei toate emisiunile, le încarci undeva, folosești ideea de content ID. Dacă cineva ia fragmentul ăla cu deepfake și îl încarcă undeva și dai ca la image reverse, știi? Tu când ai o imagine, dai reverse, o găsești undeva în internet, dacă există. Faci fix asta, e clipul, cauți dacă are content ID și dacă nu se regăsește undeva, înseamnă că nu există. Asta e soluția, cred eu. Da, dar pentru asta trebuie o constrângere legală, în sensul în care legea trebuie să oblige televiziunile să facă asta. Păi după ce ții câteva amenzi că ai dat deepfake și pula și trebuie mea, niște amenzi serioase, boss. Adică nu, știi, clar, trebuie niște amenzi care chiar, adică să ții 2-3 de alea și să te destabilizeze suficient de rău încât să-ți dai seama că n-ai cum. Și oricum, asta cu content ID-ul merge efectiv dacă ei au luat o știre făcută de ProTV și au modificat sunetul, dar am văzut știri între ghilimele făcute de la zero, într-adevăr. Prezentatoarea era aia, zicea că Mr. Beast a investit în această platformă minune și că ar trebui să investești și tu, și mai departe știrea era cu Mr. Beast dintr-un podcast din America. Aia n-a fost știre cândva de la ProTV, îți dai seama. Bine, miraculos, Mr. Beast vorbea și în română, asta e fază, mi s-a părut extraordinar. Vorbea în română. Vorbea în română, dintr-o dată era român Mr. Beast și ce extraordinar. Accent? Era moldovean, ardelean, de unde era? Curat, vorbea curat. Da, eu speram să fiu oltean, da, de-al meu. Nu, investește în această, da, da, deci dintr-o dată Mr. Beast era român. Da. Și deci asta e, da, e... Nu știu, ciudat oricum. Dă-i mai departe. Am ieșit din asta. A, tot așa, mai un tip fake, dar pe real. Dă-i drumul la imagini. Este acest polițist fake care a fost arestat de polițistul adevărat. Eu îmi imaginez că înăuntru acolo se intre tot și o să se facă o hărmălaie mare și nu o să mai știe care e ăla. Aia vreau să zic eu acum, dacă... Imaginez situația de desene animate, știi? Ca Spider-Man e care îți arată. Pentru că uite, când trece pe lângă ăla, uite... Deja e... Da, stai așa, că dau eu înapoi. Uite, ia uite-l. Deci deja e o problemă. Care-i care acum? Ia uite. Nu mai știi. Ăla cu căciulă, dacă aia e căciula aia, căciula deci dacă aia, reușește da, 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 să da, placeze da, foarte repede căciula aia pe sau altul. Sau să le pună la toți căciuli pe cap, asta da. Să le pună la toți căciuli pe cap și atunci nu mai știi care e care. Da. Dar tu îți dai seama că ăla dădea amenzi, legitima oameni. Da, uite, ok, sunt doi. Care? Cum sunt? Stai, nu, cum? Ba da, mă, ia uite, deci ăsta e unul. Cum? Stai, deci asta... stai mă, nu, că acum mă intuci. Ia uite, deci ăsta e unul, da? Așa. Care a plecat cu un polițist. Așa. După aia se filmează că vine altă mașină. Și mai apare un polițist. Nu e același? Nu. Care vine cu alt polițist. Hai mă, nene, mă, nu e același. Vezi că acum... Nu e același polițist. Nu mă, nu. Ăla nici n-are poliția pe spate. Ăla nu, că primul avea poliția pe spate. Ia uite, ăsta e. Nu, ăla avea un ațime. Da. Și ăsta nu, n-are. Nu, de ce? Eu zic sigur că lucrurile sunt încurcate aici. I-a făcut. Păi și ăla de pe scări era celălalt, probabil, mă, care l-aștepta. Nu știu, știi, ia, eu zic, ne-am încurcat și noi deja. I-a pus cu marcă roșu pe frunte, boss, să știe care sunt ea falci. Deci să știe. Da, vă fac un cerc, bă. Exact. Fă un cerc, bă, polițistul exact. Fals întotdeauna. Exact. Ia uite-l.
Bă, dar urcă cu mândrie cumva, adică păi pare normal, că... Depinde de cât timp fac asta, deci dacă sunt fake polițiști de vreo 5 ani de zile, eu i-aș lăsa. Păi îți dai seama de când aștepta să intre în secție. Aia e, da, atunci cred că i s-a sculat cariciu puternic. Da, bun. Așa, tot cu deep, ăsta... A fost opa, a, tot așa. Cu fake, nu atât de deep, bani falși. O problemă recurentă, odată la ceva timp se întâmplă asta cu banii falși, dar în general asta cu banii falși se întâmplă cu mize mai mici. Da, da, exact. În sensul în care a fost o hârtie de 100 de lei de data asta. Și ce a văzut, ce s-a întâmplat? Dă-i stop, de aici stop. Bă, și eu m-am uitat prima oară când mă uitam la știrea asta, mă gândeam, bă, dar arată destul de legit așa, până când am văzut 100 de aici și scrie prop money... Play money. Mamă. Băi, da. Dar poți să înțelegi și casierele, bro, adică încasează mii de bagnote, aia, frate. Da, da, așa e. Nu, așa e, da. Când ți le dă pe toate la mână și mai sunt încă 7 ani în spatele clientului care strigă, dar mai deschideți, doamnă, o casă. E clar că ei pui în casă și ai plecat, mă, da. Ce? Nici nu o să stea oamenii cu UV-uri să citească sigiliul, da. Ăla să, da. Bă, aici la Happy Fish am auzit de un caz cu bunica unuia dintre colegi care a fost păcălită la cartof sau la vacă. Da, a vândut o vacă sau niște cartofi, nu mai țin minte exact. Da. Și nu mai țin minte, băboia, și nu mai știu care a fost faza. Așa, și dar cum dar, a fost? Dar printre... Da, bunica mea, așa trebuie să zice. Da, că da, bunica mea, fiindcă... Da, printre bagnotele bune, euro, așa. S-a plătit în euro. S-a plătit în euro, dar se mai făcuse răplăți în euro. Da, da. Și de fapt erau cartofi. Încrederea... Nu știm exact. Nu știm exact. Încrederea okay. Era cumva... Sau a fost cartof-vacă. A, nici, nu. Sau cartof-vacă, cartofi. Povestea m-a auzit de mult și așa. E neclară. Da, mai existaseră tranzacții. Mai existaseră tranzacții. Tot în euro? Da. Tot și, în euro. Și de aici și încrederea. Așa. Da, și printre bagnotele originale, așa. Bune, s-a strecurat și o bagnotă dintre asta, care era din hârtie... Dar despre ce sumă era vorba? Nu mai știu exact. Dar era o bagnotă de cât? De 50 de 50 de euro? Da, da. 50 da. De euro și să zicem cât era toată suma? 500? 300? Ceva de genul, da. Adică da. Practic s-a furat 20% din valoarea exact, contractului, da. Ca să zic. Da, și printre bagnotele alea bune... Era așa. Și una de hârtie falsă, lucru observat, bineînțeles, mult mai târziu. Era vădit falsă sau da. Era un fals bun? Da, nu era. Nu era bun. Era... Deci, cum să zic, 20, o treime era din zero. Era negru. O treime din zero nu mai era pe bagnotă, știi că n-au rescalat-o ca lumea. N-au făcut bagnota pe hârtie. A, nu crea încă pus zero? Da, zero era un pic ciupit, așa. Și scria play money? Nu. Scria și mai rău souvenir. Souvenir. Da. Deci practic au luat. Îți dai seama că sigur găsești prin magazinele astea de cumpărat bani căcat falși. Bă, n-am văzut. Souvenir. N-am văzut. Și vezi că imprimantele nu-i printează. Aia uite, da, nu știu cum. Putem să facem și exact. La noi testul ăsta, dar la orice imprimantă pui o bagnotă și o fotocopie și dai print. Mhm. Uh-huh. O să-ți iasă cu niște dungi albe pe ea. Toate fac asta, toate cenzurează bani. Deci încercați treaba asta, să vedeți că da. O să-i cenzureze. Deci asta s-a întâmplat, s-a băgat și o bagnotă souvenir printre banii. A plătit în suveniruri, domne. Da. Și nu s-a escaladat. Păi nu mai, ce să mai, că dacă scria souvenir pe ea... Păi da, tocmai, că poți să te duci la poliție să raportezi. Știi cum e cu gratiile alea? Dar și bunica ta la cartofi, așa-i? Cumva au ieșit pe acolo. Aia nu știu, că ea a zis că a mers cinstit până la capăt. Am înțeles. Adică a fost pe... Mă rog, ea, bunica celui... Să-i dea și ea niște cartofi data următoare, niște cartofi de purete. Exact. Din alea butaforie, știi? Da, tot așa, da. Souvenir. Da, da, exact. Da. Așa. Asta s-a întâmplat. Bă, asta următoarea, mie mi se pare opusul... deepfake-ului. Adică e mai real decât realul? Este un băiat real,
aparent, dă un pic escape ca să vedem contextul. Aparent într-o campanie BCR care se numește Școala de Bani.ro, unde bănuiesc că ți se dau niște lecții legate despre cum trebuie să-și gestionezi banii. Educație și financiară, mă gândesc, nu? Da, da, corect. Și e inversul din fake-ului, pentru că mi se pare că este ales un personaj care decredibilizează demersul. Adică, în principiu, când vorbești despre bani, trebuie să te prezinți măcar neutru. Da. Dice, zic, gen Andy Moisescu. Da. Gen zona aia, nu chiar el, sau poate chiar el, dar mă rog. Zona aia, știi, băiat care pare, poți să te duci așa îmbrăcat la orice birou și nu ți se atrage atenția sau ți se deschide ușa când se uită pe, știi, pe vizor. Hai să vedem puțin. Deci, hai să ascultăm cap-coadă și după aia vorbim. Bun. Trei semne ale infidelității financiare pentru care o să mulțumești și ce să faci dacă te afli într-o astfel de situație. În primul rând, solduri neașteptat de scăzute. E un big red flag. Achiziții mari ținut. Adică ce? Lasă să meargă până la urmă. Secrete și nediscutate. Auci. Conturi ascunse. Probleme de transparență maci. Cum ai să vorbim despre ce să faci dacă te afli într-o astfel de situație? Comunică deschis, împărtășește informațiile financiare, creează un plan financiar realist și nu ezita să ceri ajutor profesional dacă e nevoie. Vezi în comentarii motivele pentru care oamenii înșeală financiar și dă și un follow la Școala de Bani. Dă încă o dată. Dă încă o dată fără sunet. În primul rând, despre ce vorbești? Exact. Despre ce vorbești? Vorbești despre că ți ia partenerul bani din cont? Mai că solduri neașteptate scăzute. Exact. Azi ai bani, mâine n-ai bani. Iartă-mă că... Și cum rezolvi chestia asta? Cer ajutor, boss? Te fură. Cui să ceri ajutor? Bine, și un alt chestia ar fi dorm sub un pod de 4 zile. Pentru că omul, deci, bă frate, încă o dată, apropo de aspectul fizic, bă, nu poți să te prezinți așa, să mor eu dacă te mint. Deci este greu să găsești un boschetar care să aibă părul așa. Deci este, e greu, nu e greu. Bă, să ai aspectul ăsta de ud uscat, da. Știi? Deci ud, știi? Da. Ud și uscat da. În același timp. Deci pare că are o problemă și de... umiditate, da. Și de lipsă de de uscăciune, știi, în același timp la păr. Băi, omul este, deci zici că a dormit pe stradă. Știu, e opium, bro, pula mea, ce-o fi, înțelegi? Da, dar nu merge cu banca. Da, nu, bă, voi vedeți și v-a livrat ăsta? Nu apare undeva în bancă o alertă? E unul îmbrăcat în boschetar care învață lumea despre infidelitate financiară? Să comunici deschis, să împărtășești informațiile cu cine? Cu ăla care ți-a furat banii din cont? Creează un plan financiar? Ce plan financiar? Planul financiar realist este să nu recurgi la violență ca să faci și pușcărie pe deasupra. Adică infidelitate financiară, boss. Și în primul rând, frate, câți ani are ăsta om în cațeș? Că pare să aibă 12 ani, ești nebun? Ce e asta? Deci ce e asta? Se dau bani înapoi? Se face parandărăt la agenția de publicitate care a creat? Ce e asta? E nepotă-sul unul de la BCR? Bă. Sunt efectiv băncile care vor să pară cool. S-a și demonstrat că asta e noua schemă și de la astea, partidele politice, cu aia vor să pară pe același film cu tineretul. Bă, sunt de acord, dar ia-l în pula mea pe Shelly. Care e un om de afaceri. Vezi că e și Shelly la Banca Transilvania. Foarte bine, Banca Transilvania, BT, foarte da. Deștept la cap, ăla chiar e un antreprenor și da. Un om de afaceri. Ăla dacă vine aici și spune, bă, uite cum ar trebui să faci cu banii, pe bă, poate crezi. Nu sunt de acord cu el, dar măcar îl ascult. Exact. Îl ascult că știu, bă, omul are afacerea lui dezvoltată de el într-un domeniu nou. Îl vezi cum vorbește, cum se prezintă. Da, mă, da, așa e. Asta nici măcar în primul rând, bă, deci nici măcar nu înțeleg despre ce vorbește. Deci felul în care și-a structurat discursul, nu înțelegi despre ce vorbește, arată, zici că a dormit la tineretului, pe stradă, în Delta Făcărești, zici că iese din Delta Făcărești din când în când, când e la foc, că alea iese și el, că nu mai poate să stea. Ca râmele când plouă, da, exact. Bă, deci n-am o problemă cu el, bă, sunt convins că pe ce face el, dracu, ce face, zici că face review-uri la haine sau ce dracu face. Da, mă, se tot îmbracă, asta am văzut. Super. Bă, se tot îmbracă, să se îmbrace, bă, și asta.
Cum ăsta se îmbracă? Ăsta e opium, bro. E opium, să moară, să facă, e opium. Stă cu aia în depozit pe beznă, cum stă ăla, cum îl cheamă. Playboy Carti ăla, de la chema pe Eden Ross în Beach. Ești nebun în canal. Eu sunt șocat că tu știi de opium. Normal că știu, boss, că stau pe căcatul ăsta de internet și mă lovesc de asta. Bă, n-ai cum, n-ai cum, nu se poate. Te rog, bă, nu, nu se poate, mă, nu se poate. N-ai voie cu așa ceva. N-ai voie. Asta e, gata, m-am descărcat, dar nu știu. Rău. Ține baboia și mouse-ul ăla ca pe poșetă. Îl ținea în mână. Așa. Nu este nici real, nici primar. Cum ai că nu e nici real, nici primar? Andrei Șelaru, Shelly primar. A, l-au băgat pe Shelly primar și l-au făcut bătrân. Da, arată ca Mirica. Deci, hai, dă-i play. Astăzi este hai despre deepfake, da? Da. Circul este închis. Ce arată ca Mirica? Cum vedeți și noastră, apa circulă pe deasupra. Opește, 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 opește. Mamă, uite-te! Este o combinație între Mirica și Adrian Năstase, boss. Dacă Adrian Năstase și Mirica ar fi făcut un copil, așa ar fi arătat. Extraordinar. De mai departe. Aoleo! Vai! Vai! Zici că e Delia care nu s-a presurizat cum trebuie când a ieșit de sub apă, știi? Este Delia depresurizată. Cum? Ăsta cu Germania, cu țările din partea asta care... Mai spuneți câteva nume de țări cu care ne înveșinăm. Nu se mai face o avere. Nu se mai face o parate. Nu se fie de stambură. Bă, da, îți iei copyright strike dacă cântă Chelu piesa asta? Adică nu îl păți niciodată. Chelu, săracul, legit arată ca și când ar fi de acolo. Dar i-a făcut pe toți Chelu? Da, i-a făcut da, pe toți da, Chelu! Păi da, exact. E o orchestră de Chelu. Toți sunt, ia uite. Toți sunt Chelu. Da. Uite aici la masă, stai așa. Toți e toți Chelu. Dar cumva mi se pare că nu e nimic la locul lui. Bă, dar el și-a luat-o prost tare pe astea. S-a supărat? Să vină să plătească aia care îmi folosesc imaginea. Ce pul, da, s-a supărat rău. Păi, da, ar trebui de menționat că totuși nu e Chelu. Pentru dacă e cineva care... în care dubii, nu e Chelu. Bă, mi se pare ciudat că se supără ăștia, că se atacă. Bă, cum poți să faci panorama aia cumva și să te ataci? Adică cum poți să te ataci? Asta nu înțeleg eu. Și în general, ca persoană publică, să te ataci când face cineva o cat. Că nu e ca și când ăștia vând acordeoane sau și fac vreun ban pe păcărelea din spate. Adică e un căcat, boss. Este efectiv un căcat, e o panoramă. Ok, e o glumă mai bună sau mai puțin bună, dar e o glumă în pula mea. Te super la 50 de ani la o glumă. Dă-o în pula mea. Deci vrei să le iei banii la cine? La ăștia, bă? Sau la ăla care a făcut? La cine? La aparatele alea să-ți dea cotă parte? A făcut un număr la Umor cu AI și cu ăstea, a făcut pe fiecare în parte și de acolo a plecat ăsta. A zis să-mi bat pula că și pe TikTok e plin, că nu știu ce să facă plata, că nu stă ok cu ăstea, că îmi fură imaginea. Da, mă, bine, la ai umor înțeleg de ce s-a supărat, că pula mea, e simplu să iei niște... Cum ai venit unul la ai umor, stai așa, ce a venit unul cu ce cu... Da, mă, cu un număr în care erau fețele juraților. Aia a făcut, boss, a luat 3 clipuri amuzante de pe internet le-a și a pus... Le-a pus? Da, aia, acolo? Umor, boss. Aia e? Da, aia e tot. Păi și nu. Aia poți să înțeleg că i-a băgat Chelu pula în gură, că pe bune. Dar trebuie să le bage pula în gură la aia care fac preselecția, boss. Dacă Denis a văzut chestia asta pe TV, adică nu e nicio, bă, nu e nicio, adică ăla săracul nu are nicio vină că este teribil de prost și se pare funny să vine cu niște clipuri la umor. Bine, îți dai seama că acolo sunt... Dar n-ai, adică, bă, stai un pic aici intervine și nu pot să cred că Chelu nu e suficient de inteligent că să-ți dea seama că ăla e prost ca noaptea săracul și n-are nicio vină și că, de fapt, oamenii pe care ar trebui să se supere sunt aia de la care el ia bani în pula mea.
Păi da, dar nu poate oricum... să se supere pe aia de la care ia bani, nu? Dar ei sunt, nu mă, ei sunt știuți, mă, că fac așa ceva. Ei sunt știuți că la preselecții mai bagă și oameni care oricum știu că sunt vai de capul lor, dar îi bagă sunt pentru... Sunt de acolo, după ce că ăla-i vai de steaua lui, să te mai și supere, adică să mai și pară că te-ai supărat pe el, ba, și da, că vrei aia, să-ți okay, dea da. Bani, păi pana mea, tu piși de cârnat, nu ăla, scuză-mă că zic. Da. Hai să mergem mai departe. La noi este o tradiție de aur cu cremata, nu prea mai e la cineva așa din Moldău, pe Moldova. Băi, e Bordea, boss, e Bordea. Deci, e un model foarte frumos, să știe toată lumea, toată țiginimea din Moldova noastră. Deci că e cravata lui Iron Man. Deci că e cravata o care se duce Iron Man la o ocazie. Deci toată lumea știe modelul ăsta frumos. Cremata aceasta de aur cu pete de amanții faine, să știe, se vede, dar nu vorbim în altceva, cu jigrega, nu mai știi. Are 380 de grame. Asta e la Iași? 380 de grame și am făcut-o, aici la Iași am făcut-o, de comandă am făcut-o. Eu și cu nevasta, uzi. Și am dat și salbi. Nu-ți mai dai seama că micuțul că e prea, e prea puternică forța aia din spate. Pe ăsta nici AI-ul nu poate să-l dovedească, boss. Dă-i mai departe. Micuțul spun și drag, părinte, să-ți mulțumesc, nu? Bă, e bendeac. Dă o morție cu AI-ul pizdi. Bă, e bendeac aici să-mi bag pula. M-a păcălit. Bine, bă. Părul e da, un păr, pic. Da. Pentru momentele de mine, nu ai văzut bune din mine. Bine va vedea cu lei. Așa stai chelul. Bă, da, asta e, adică ca, că din ce mă uitam la chestia asta, așa ziceam și mai devreme, ca celebritate, mă rog, persoană publică și așa, cred că efectiv trebuie să-ți alegi luptele. Adică dacă, nu știu, te face unul AI și face AI cu tine care o fus pe soarta, de exemplu, știi, în AI, da. Pornache, da, boss, după ăla te duci, încerci să-l găsești, să-l închizi. Dar să acționezi sub presupunerea că ar trebui oprit tot sau ar trebui să marce banul toți, nu este o perspectivă nici realistă, nici foarte inteligentă. Aia da, poți să... Adică da, unele chestii, dacă e foarte nasol, da. Sigur, dar da, adică dacă e foarte nasol în sensul în care e folosită imaginea ta ca să fure lumea, uh-huh. E folosită imaginea ta într-un mod foarte nasol în gen Two Girls, One Cup și căcaturi de astea, știi? Da. German 60 movies. Bă, eu acum am văzut în ultimele două luni, cred că la Metrou la Unirii, două campanii care au folosit efectiv imagini cu AI cu AI. Tu știi cât de penal arată o imagine cu AI de 4 metri pe 4 metri? Să vezi toate degetele care strâmbe și toate alea. Care sunt așa. Bă, arată rău. Rău. Okay. Yeah. Și ultimul, am ales să terminăm sus. Eu la Dumnezeu mă închin, viața de-a de mă dărit. Câte zile mai trăiesc, eu mă iau cu binevesc. Și dar ne mă iau ca mine. Ion Iliescu în tinerețe cântă la rece. Ținând pe zilele, ca să-i faci o putere. E băgată și glumița că cântă Maneaua despre băiatul lui. Și cântă deci pe Ștefan cel Mare, deci vezi cum se... Deci e... Că Ion Iliescu... Nu, e lucrare frumoasă, da, mă, aici, domnule. Da, s-a dus full. Da, cineva l-a dat aici, știi? Exact, da. Băi, eu speram să-l arate pe un cadru și să aibă deepfake cu Ștefan cel Mare, no joke. A, să fie, să se mute camera și să da, fie Ștefan cel Mare, da, care, da, da. Să fie Ștefan cel Mare, dar mic, copil. Să fie Ștefan cel Mare, unul la un acordeon mic care cântă. Da. Da, nu se va opri asta. Bineînțeles că nu se va opri. Poate lumea se va plictisi la un moment dat. Clar, o să intre în obișnuință. Și cred că spune ceva despre noi, ca popor, că toate căcaturile astea, bă, una cu altceva, nu știu, cu un film de acțiune, bă, numai lăutărie. Da. Deci este numai lăutărie, frate. Da. Deci numai lăutărie și ține să reamintim că un adevărat domn este cel care știe să cânte la acordeon și alege să nu o facă. Corect. Deci, acestea fiind spuse,
Vă pupăm, vă respectăm. În episodul de membri vom avea astăzi cu, se va numi, flexuri ciudate și bizare fierăstraie sau ceva de genul ăsta. Da. Și va fi mult despre flexuri. Flexuri, oameni din concedii, oameni șmecheri, oameni care fac tot felul de flexuri, de la flexuri morale la flexuri de toate felurile. Așa, cum vreau să vă arăt eu o schemă. Ia, uitați-vă acum la butonul de subscribe. Oh, și apăsați subscribe. Dacă luminați, să-l apăsați. De fiecare dată când zicem subscribe apare ăla. Nu știu dacă de fiecare dată, dar cel puțin prima dată când aude subscribe, se luminează. Deci când... Și dați like. Da, dar trebuie să-i se ghidăm și către ăla cu abonați pe bani. Trebuie să apară cine, să facem un deepfake cu cineva, știi? Cu cine ar trebui? Dar trebuie cineva, nu știu, mai pe intelectuale așa, mai, nu știu. Mușat. Un Patapievic, ceva. Da, deci dacă vreți să ne susțineți, aveți și aveți și membership, membership da, la Happy Fish, primiți 4 lonely-uri extra. Da. Pe lună și 4 LCN-uri extra pe lună, câte unul pe săptămână din fiecare, extra, complet noi, doar pentru membri. Vă pupăm, vă respectăm, vă iubim și să ne vedem cu bine data viitoare. Pa!